Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor! Azi în Brașov vorbim despre o instituție pe care nu cred că există român să nu o cunoască. Toată lumea, la un moment dat, cunoștea instituțiile statului îndeamănunt, așa. Pe urmă, n-a mai interesat pe nimeni și anumite instituții au intrat așa, într-un con de umbră. Bogdan Năstase, directorul Companiei Naționale Poșta Română, sucursala Brașov. Bun găsit, Bogdan! Bună seara și bun găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea de a participa la această emisiune. Da, pe vremuri toată lumea avea ceva cu poșta, adică te duceai la poștă să dai un telefon, te duceai la poștă să pui o scrisoare, să primești o recomandată. Poșta era parte din viața noastră. Între timp lucrurile s-au mai schimbat, au apărut foarte multe companii private, companii de curierat, companii care fac aceleași lucruri sau, mă rog, altele cu gamă largă de servicii și Poșta Română a intrat așa într-un con de umbră. Crezi că poate să redevină poșta ce a fost odată? În mod cert. Mulțumesc frumos pentru întrebare. În mod cert, poșta poate să redevină ceea ce a fost odată. Suntem, am fost și vom fi parte din viața românilor. Și da, partea de curierat este un segment important al serviciilor poștale și evident noi ne concentrăm, sau cel puțin în ultima perioadă ne-am concentrat destul de activ pe partea aceasta de dezvoltare și îmbunătățirea serviciilor de curierat. Drept urmare, anul trecut, în 2020, în luna august, am conceput două servicii, Stai Acasă, Stai Acasă Plus, care sunt destinate strict acestui segment de poștă de curierat. Un serviciu care merge foarte bine. De la momentul lansării lui avem peste un milion de utilizatori unici. Fac acum un apel și e un serviciu foarte bun, un serviciu care funcționează. Venim, ridicăm de acasă, ducem acasă și peste toate acestea nici nu avem costuri ascunse. Da, asta, bine, acum lăsând partea asta, să zicem, de publicitate până la urmă, că vorbim despre niște servicii, sunt companii mari în România care au servicii din ce în ce mai bune sau, mă rog, se străduie, au trecut și ele prin tot felul de perioade, Cargus, Urgent, TNT, DHL, toate companiile astea care se ocupă într-un fel sau altul cu poșta, e și aici, se ocupă cu poșta, da? Cu transportul unor lucruri pe o anumită distanță, au trecut prin niște momente. Am mai văzut imagini cu angajați de pe la niște companii care aruncau pachetele, ziceai că au un mic meci acolo. Am văzut tot felul de lucruri, s-au mai așezat, s-au mai clarificat, să zicem. Dar cum credeți că vă puteți alinia voi acum la noile cerințe cu o instituție cunoscut, așa cum spuneai și tu, și care a făcut parte și facem în continuare din viața românilor, dar care la un moment dat, între noi fie vorba, era cam prăfuită. De acord. Sunt absolut convins că putem să facem față. Cifrele arată că putem să facem față. În continuare, acest segment de curierat în ceea ce privește serviciile poștale este un segment din întreaga plajă a serviciilor poștale. Trebuie în continuare să ținem cont de faptul că noi avem și partea de servicii financiar poștale, pe care sunt convins că cel puțin părinții și bunicii noștri le simt din plin lună de lună, dar mai mult decât atât, transferurile între persoane fizice sau juridice. Avem partea de curierat, evident, și partea de servicii poștale clasice. Acel serviciu poștal clasic pe care îl știe toată lumea, mesajul așternut pe hârtie, care ajunge de la expeditor la destinatar. Partea frumoasă a acestor mesaje, deși ele se împuținează odată cu trecerea timpului, este că un mesaj transmis prin telefon nu poate fi recitit, nu poate fi reascultat, deși poate acum putem să le înregistrăm. Dar un gând bun așternut pe o hârtie poate fi oricând recitit și, așa cum le spun și elevilor care până în perioada de pandemie veneau în instituția noastră și le prezentam ce înseamnă cărțile poștale, ce înseamnă scrisul de mână, tot timpul le transmiteam micilor elevi că cea mai scurtă cale de la gând la realitate este scrisul. Și aici intervenim noi cu serviciile poștale clasice și suntem furnizorii de serviciu universal. În România, oriunde în țară, trimitem gândul așternut pe hârtie. E adevărat, mai aducem și amenzi, e adevărat, mai aducem și diverse notificări, cum să zic eu, juridice. Poate nu sunt întotdeauna vești bune.
dar venim cu ele și suntem bucuroși să facem acest lucru pentru fiecare cetățean. Da, ai atins un subiect sensibil acesta al scrisorii. Dumnezeu, într-adevăr, scrisoarea nu se poate compara, cel puțin din punctul de vedere al celor trecuți de 35-40 de ani, nu se poate compara cu niciun mesaj, cu niciun mail. Există o notă personală atunci când trimiți o scrisoare. Și eu cred că în felul ăsta, sau trimițând scrisori, putem să ne menținem și o anumită calitate umană. Felul în care spunem niște lucruri, pentru că, după cum probabil ai observat și tu, toate chestiile astea au devenit cumva standardizate. Corect. De la cum deschizi un mail, că mă refer aici la mail. Mail înseamnă tot poștă, de fapt, da? Dar este electronic, este e-mail. Și felul în care începi un mesaj, felul în care îl termini, conținutului, avem tendința de a scrie cât mai telegrafic, în așa fel încât să nu ne chinuim prea tare, folosim tot felul de termeni din limba engleză, împrumutați, furați, falsificați, dar mergem înainte. În schimb, scrisoarea are ceva al ei și întrebarea mea era una simplă. Mai scriu oamenii scrisori așa cum o făceau pe vremuri? Răspunsul este... În continuare scriu cum scriau și pe vremuri, nu mai scriu la fel de mulți, într-adevăr. Și asta este o realitate cu care ne confruntăm noi ca și companie. Dar în același timp nu vă ascund faptul că încercăm constant să ne diversificăm plaja de servicii și produse, astfel încât să putem să compensăm. Acum, făcând o paranteză la ce am discutat mai devreme, este destul de greu ca iubita ta din adolescență să-ți trimită rujul de pe buze prin SMS. Chiar discutam cu un amic zilele trecute și, într-adevăr, este destul de dificil. Deși sunt acele... stickere. Acele stickere sau mesaje cu pupici, nu se compară. Dar asta era doar în paranteză. Și în același timp să revin la faptul că ce discutam mai devreme referitor la această companie prăfuită, cum... Păi, acum trebuie să recunoaștem când, într-adevăr, mobilierul vechi e de valoare, dar trebuie să ștergi praful de pe el. Corect. Tocmai în ideea asta vreau să vă transmit că am început să ștergem praful și ba mai mult de atâta, pentru că noi reprezentăm acea garanția continuității, a stabilității și a parte din comunitatea în care ne desfășurăm activitatea. Și comunitatea noastră este întreaga Românie. Am consolidat în ultima perioadă mai multe subunități poștale și cel puțin la nivelul municipiului și județului Brașov. Am redeschis ghișeul poștal din Noua, ceea ce e foarte bine pentru locuitorii acelui cartier, care până atunci erau nevoiți să străbată aproximativ 3 km până la cea mai apropiată. La fel am făcut la Hărman, la Dumbrăvița. În continuare, în cartierele aglomerate ale orașului încercăm și în unele dintre ele am identificat deja spațiile și în perioada următoare voi veni cu detalii cu privire la deschidere de noi subunități, astfel încât să continuăm să fim parte din viața românilor și din comunitatea în care ne desfășurăm activitatea. Da, există componenta asta socială pe care o simt în spatele vorbelor tale, știi, apropo de cei din Noua care se deplasau nu știu cât până la poștă. Aici discutăm totuși de prestațiile astea sociale, de pensionari, că ai pomenit de ei, de cei care preferă în continuare să primească pensia în mână, de la poștaș. Nu e un reflex. Poștașul e poștaș. Poștașul, dincolo de poștă, este parte din viața comunității. Adică dacă e un om pe care îl cunoaște tot cartierul, ăla e poștașul, cu siguranță. Așa este. Corect, așa este. Este unul dintre care nu știu cum arată primarul, dar știu cu siguranță cum arată poștașul. Se poate. Este unul dintre cei patru piloni de bază unei comunități, și în special în comunitățile rurale, dar nu numai. Alături de primar, preot și polițist, întotdeauna este și poștașul. Și este adevărat. Da, există tot felul de legende, bancuri cu poștași și așa mai departe. Asta înseamnă că există undeva acolo în,
în sufletul românului o legătură cu poștașul. De pe vremea aia când stăteai și așteptai o scrisoare de la persoana iubită sau de la copilul plecat în armată sau de la copilul plecat în străinătate, așteptai cumva sosirea unui personaj care îți putea face ziua mai bună sau trecea pe lângă poarta ta și nu se întâmpla absolut nimic, ceea ce înseamnă, ce să zic, un lucru mai puțin mult, mai trist, așa, a trecut poșta și n-a avut nimic pentru mine. Există foarte multe clișee în zilele noastre și astea legate de poștă, poștași, oameni în vârstă în general. Poșta este asociată așa cu oamenii în vârstă, dar cine a avut curiozitatea să treacă pe undeva pe lângă o poștă a văzut că sunt și oameni tineri care lucrează acolo. Da, și îi încurajez pe cei tineri să apeleze la serviciile noastre. Vreau aici să fac o scurtă precizare doar de nuanță, 100% doar de nuanță. Din păcate, de multe ori suntem percepuți ca și bugetari, să spun așa. Vreau să fac un apel în continuare, așa cum am făcut-o în repetate rânduri. Compania Națională Poștă Română, deși este o companie națională și în care statul este acționarul majoritar, suntem o companie în care nu stăm cu mâna întinsă la bugetul statului și suntem autosustenabili din serviciile pe care le oferim către cetățeni. Suntem într-un plin proces de organizare și de îmbunătățire a acestui serviciu, atât pe partea de factor poștal și de distribuție a trimiterilor, cât și în ceea ce privește interacțiunea cu clientul la ghișeu. Avem, de curând, săptămâna trecută, am ridicat în sistemul de licitații publice o achiziție pentru 3500 de calculatoare. Aceste 3500 de calculatoare, în momentul în care vor fi livrate la nivelul subunităților din țară, vor diminua consistent și considerabil timpul de interacțiune al clienților noștri cu colegii noștri, cu oficianții și oficiantele din ghișeu, acele cozi de care vorbește toată lumea. Într-adevăr, avem o tehnică învechită, dar facem pași în direcția asta, ne modernizăm și o bună parte din clienții noștri sunt tineri și cel mai important este grija pentru trimiterea și coletul pe care clienții noștri îl pun la noi, chiar dacă poate câteodată ajungem un pic mai târziu, să spunem așa, dar cu siguranță ajungem, iar coletul este în deplină siguranță și integru în momentul în care destinatarul îl primește. Ceea ce e foarte important. Într-adevăr, este important un aspect și de-aia chiar am pomenit la început. Așa cum spuneam, există mai multe companii la nivel național, companii care se ocupă cu servicii, să zicem, asemănătoare și este foarte bine din punctul meu de vedere. Atunci când există concurență, există și șansa de a fi mai bun. Când nu ai concurență, te lauzi tu pe tine, oamenii unii sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți și viața merge înainte, nu se întâmplă nimic. Eu cred că poșta în general avea o singură șansă, să se reinventeze, să se adapteze sau să dispară. Adică, de fapt, erau două posibilități, să se reinventeze, să se reașeze și, sau să dispară. Dacă nu se întâmpla lucrul ăsta, cu siguranță poșta dispărea. Vin oamenii tineri să lucreze la poștă? Să-și găsească un job aici? Răspunsul este 1. Da, suntem în plin proces de reinventare, să spunem așa, dar de fapt este un proces de îmbunătățire și de creșterea calității serviciilor. Da, vin oamenii tineri. A fost nevoie doar să noi, ca și companie, să fim deschiși către cei tineri, ținând cont de faptul că sunt foarte puține instituții de învățământ care mai pregătesc oameni pentru acest tip de activitate. Și atunci, cumva, cei noi veniți învață poștă la locul de muncă. Și cei care rămân și cei care în continuare sunt colegii mei, sunt cei care rămân din pasiune, cei care înțeleg acest suflet și motivarea din spate a serviciului poștal și nu doar că suntem o companie care oferim servicii, suntem parte din viața comunității, suntem în comunitate. Chiar la un moment dat m-a întrebat cineva dacă nu le este frică colegilor mei să meargă pe teren sau să intră în atâtea case zilnic. Și răspunsul este întotdeauna nu, pentru că ei sunt ca un membru al familiei. Sunt acolo dintotdeauna, o fac cu pasiune, o fac cu drag și o fac pentru comunitate. Și atunci n-ar putea să o facă cu frică.
Da, ai pus un accent undeva și este extrem de important lucrul ăsta, școala. Foarte multă lume își imaginează că nu e mare lucru să faci un curierat. Am văzut că este plin orașul de mașini ale companiilor, inclusiv ale poștei, așa cum spuneam, mai sunt de la Cargus, DHL, toate celelalte companii care fac tipul ăsta de distribuție. Unii, într-adevăr, sunt niște oameni simpatici. Alții sunt apatici și fac asta doar ca să câștige un ban, îi înțelegem și pe ei și așa mai departe. Dar este exact ca, nu știu, ca la o terasă. Mie dacă îl vezi pe ospătar că faci ceva cu pasiune, te simți într-un fel. Cred că așa este și la curierat și cred că toate lucrurile astea vin și din pregătire. Și ai pomenit de școală în domeniu. Se mai face școală în domeniu sau ar fi interesant să se facă? Interesant ar fi să se facă. Acum, răspunsul la întrebare este școala se face și colegii mei mai tineri, la fel ca și mine, de altfel, învățăm la locul de muncă. Învățăm să oferim aceste servicii poștale la locul de muncă de la colegii noștri mai experimentați, să le spunem așa, și mai trecuți prin diverse etape și situații în timp ce au oferit de-a lungul vieții serviciile poștale. Și este, ar fi normal să existe licee. Sunt anumite licee, cel puțin, dar în cadrul sucursalei regionale Brașov nu avem. Da, eu mi-aduc aminte că am întâlnit într-una dintre emisiunile mele, nu mi-amintesc exact cu cine discutam, un aspect legat de educația în domeniul poștal. Deci școala de poștă, pe vremuri, din perioada interbelică vorbesc acum, era una extraordinară. Era extrem de dificil, nu? Adică nu avea oricine acces acolo și nu orice îngrămădit, da? Putea să ajungă să lucreze în acest domeniu. Corect, așa este. Până la urmă, prin rețeaua poștală, prin rețeaua de transport, de-a lungul timpului și al istoriei, de ce nu... Așa am legat regiunile României, așa am interconectat locuitorii acestor teritorii istorice, să le spunem așa. Și da, nu oricine putea să facă acest lucru, la fel ca și astăzi de altfel. Drept urmare, avem o fluctuație destul de mare de personal și la nivel național avem undeva între 24 și 25 de mii de angajați. Această volatilitate de 1000 de angajați este datorată venirilor și plecărilor și a volatilității în sistem. Dar cei care rămân cu drag, rămân din pasiune și din dorința de a face parte din această companie. Da, sigur, indiferent ce faci, că am dat exemplu cu ospătarul de pe terasă sau manager într-o mare companie multinațională, nu știu. Dacă nu faci cu pasiune, probabilitatea să-ți iasă ceva este destul de mică. Adică poți să faci o vreme măcar și doar pentru bani sau doar pentru, știu, o anumită poziție. Dar nu se poate fără pasiune. Și chiar discutam cu cineva ieri dintr-un alt domeniu, domeniul siguranței, securității, da? De pază, protecție și așa mai departe. Indiferent. Și dacă ești un agent de pază, nu știu, față la poșta română sau la intrarea în poștă, într-un oficiu poștal, sau nu contează. Nici dacă nu pui un pic de interes în ceea ce faci, e așa o chestie care mai mult te va plictisi decât să te ajute vreodată. Și partea asta de educație, cred că este extrem de importantă. Să fii educat, să fii... Poate sunt unii cărora le plac mărcile poștale, poate sunt unii cărora le plac plicurile, poate sunt unii cărora le place activitatea asta, să umble, să întâlnească cu oameni, să le ducă o scrisoare, o veste bună, o veste proastă. Dacă are o veste proastă, eventual chiar să schimbe două vorbe cu omul ăla și am văzut că se mai întâmplă astfel de lucruri. E, atunci înseamnă că pui un pic din tine, un pic din sufletul tău în ceea ce faci. Altfel ești un simplu robot. Știți cum e? Și o veste proastă, chiar dacă este ea proastă sau mai puțin bună, să-i spunem așa, dacă vine de la cineva cunoscut și care poate să o acompanieze de o vorbă bună, parcă vine mai ușor. Da. Cumva trebuie să existe ceva exact ca la... chiar și la frizer.
Mi-am adus aminte de chestia asta acum. Și la frizer, când te duci acolo, te tun, îți aranjează barba în cazul în care o ai. Și dacă ai și o discuție, nu știu, cât stai tu acolo, 15 minute, 20 de minute, dacă ai o discuție faină, pleci de acolo cu un alt tonus. E dacă e o discuție de asta searbă de terminată, e pleci mai trist decât ai venit și nu mai ai nici atâta păr cât aveai și nici atâția bani cât aveai. Și cu asta basta, s-a terminat distracția pe ziua respectivă. Așa este, așa este. Într-o totul de acord. 6 județe în sucursala Brașov, nu e puțin, iar tu, deși știi cum, tinerețea poate fi un atu energetic până la urmă, cred că e destul de greu să manageruiești o astfel de zonă, nu? Greu nu este. Ca să fiu exact, sunt 6 județe, avem peste aproximativ 3.000 de angajați în cele 6 județe, 731 de subunități. Da, energie din plin, cu muncă multă compensăm și experiența, evident, ca în momentul în care rămânem fără energie să rămânem cu experiența și cu cunoștințele. Dar nu este greu. Am trecut de perioada de acomodare, colegii mei au fost deschiși și vreau pe această cale să le mulțumesc pentru tot sprijinul și toată deschiderea pe care mi-au arătat în momentul în care am preluat mandatul. Acum, ca să fiu sincer, poate la început au fost un pic sceptici, ca să fiu în tonul întrebării sau să o anticipez oarecum, dar odată cu confirmarea prin fapte concrete și reale a activității, și-au dat seama că chiar o fac cu pasiune, o fac pentru companie și doar cu interesul de a îmbunătăți și de a crea și de a continua această activitate. Pe de altă parte, cred că ești și tu convins că doar cu niște oameni tineri poți readuce în atenție o companie, să zicem, de un anumit tip. Aici vorbim de o companie de anumit tip, așa cum vorbim de CEC la capitolul bănci, vorbim de companii de stat la un moment dat, ale statului român încă, nici măcar de acum, vorbim de perioada interbelică până la urmă, da? Sunt companii care au evoluat în timp, dar care, evident, după Revoluție, au fost lovite de un sistem pe care nu l-au anticipat cumva, și anume ăsta concurențial. Iar cei care și-au făcut, de exemplu, o firmă de curierat ca să concureze până la urmă poșta, ei au știut cu cine se luptă, au știut care sunt dorințele oamenilor și le-au speculat, pentru că e absolut normal, așa se întâmplă în orice business. Dacă Vasile are o covrigărie pe partea asta, dacă covrigăria lui are aceleași rețete de 20 de ani și la un moment dat a început să mai taie și din ce punea de obicei, cu siguranță Gheorghe pe partea cealaltă o să speculeze momentul și o să ia clientela. Corect, 100%, dar suntem aici, schimbăm rețetele ca să rămân în ton cu ideea cu covrigii, da. Cu ideea cu covrigii. Schimbăm rețetele, suntem aici ca să punctez, chiar săptămâna trecută am fost la Mureș împreună cu domnul director general și vreau să întăresc ideea prin care Poșta Română este a românilor, va rămâne a românilor pentru români, nu va fi privatizată, e foarte important să punctăm acest lucru și da, avem o echipă tânără și energică cu care sperăm să remodelăm serviciile, să le corelăm cu piața actuală a serviciilor, cu necesitățile clienților și în același timp să ne îngrijim ca angajații noștri să aibă condiții de lucru decente, astfel încât să poată avea cât mai bine grijă de clienții noștri. Da, aici este clar că top managementul dintr-o astfel de instituție trebuie să fie tânăr sau cât mai tânăr și cât mai bine pregătit, pentru că în felul ăsta ar putea fi ancorat în realitățile momentului. Lucrurile care au trecut, au trecut, le ștergem cu buretele așa cum ștergem praful de pe mobilierul vechi, că tot am pomenit de lucrul ăsta, da? Ștergem praful de acolo, îl facem la un moment dat să lucească, pentru că este inevitabil lucrul ăsta, doar dacă oamenii
cu adevărat se implică. Și aici presupun că aveți și mulți angajați tineri, ați spus despre ei că învață de la cei mai în vârstă și așa, dar eu cred că vin și cu idei, nu? 100%. Acum, acele mici bucățele de hârtie pe care le găsim cu toți în cutia poștală, acelea vize, încă de anul trecut am început să dublăm, chiar să triplăm numărul de SMS-uri și să începem să venim în întâmpinarea clienților noștri cu avizare prin SMS. Nu mai găsească acel bilețel în cutia poștală care îl anunță că trebuie să se prezinte la poștă, să ridice ceva, ce nu știe ce e. Momentan furnizăm acest serviciu pentru coletele extracomunitare și clienții noștri care au comandat deja se bucură de acest pas înainte și nu mai găsesc acel bilețel în cutia poștală, ci primesc un SMS. Evident, avem de gând să extindem la acest serviciu pentru toate serviciile noastre, să fie avizate prin SMS. În aceeași ordine de idei, începem și am deschis parteneriate chiar săptămâna trecută cu mari retaileri online. Noi avem un parteneriat cu unul dintre mari retaileri online pe care îl puteți găsi în subunitățile noastre. Încercăm să intrăm și pe platforma de comenzi online și să putem fi selectați ca și furnizori de acolo. Un alt mare retailer online avem deja încheiat un parteneriat și sperăm să funcționeze foarte bine. La nivel de sucursală regională am reușit să creștem volumele pentru un furnizor foarte mare de carte, care își desfășoară activitatea aici în Brașov, ceea ce ne bucură și motivul pentru care am reușit să scalăm volumele inițiale au fost exact măsurătorile făcute de clientul nostru pe calitatea serviciului și pe returul, care la noi este zero și mă mândresc cu asta. În același timp, pe partea de serviciu nou, acest Stai Acasă și Stai Acasă Plus, care a venit pe fondul pandemiei, până la urmă. Exact, pe fondul pandemiei, dar a venit ca o mânușă odată cu acest suflu nou, să zic așa, și cu dorința de a crea servicii și produse noi pentru clienții noștri. Suntem pe locul 2 la nivel național, sub unitatea de la gara din Brașov, oficiul 2, este oficiul de rang 2 la nivel național. Oficiul numărul 1 este în București, iar după București la Brașov este oficiul numărul 2, unde primim și redistribuim al doilea cel mai mare număr de colete pe acest serviciu de coletărie al Poștei Române. Da, și pe de altă parte mai aveți și o clădire frumoasă în centrul orașului, o clădire care este legată strâns de istoria municipiului Brașov. Da, mulțumim frumos, Bogdan Năstase, director Compania Națională Poșta Română, sucursala Brașov. Există interes, din punctul nostru de vedere, să vedem ce se mai întâmplă cu anumite instituții. Probabil că următoarea care ne propunem să facem emisiune este CFR-ul. Și CFR-ul e. Deci subiectele sunt, trebuie să schimb numai un pic tirul întrebărilor, că în rest totul este în regulă. Mulțumim frumos, Bogdan, pentru participarea la emisiune. O zi frumoasă și spor la treabă. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT.